când a venit Eva, ai fost prezent sau ai avut concert? În viața Evei am lipsit 2 luni. În momentul în care ea avea 7 luni, eu eram plecat în Mexic, Guatemala și Columbia cu America Express. Și a fost o perioadă foarte grea, dar a trebuit să o fac și nu ține ea minte acum și era oricum destul de micuță. Ține minte Bianca. Ține minte Bianca, însă am avut grijă să le las pe fete la Constanța, înconjurate de familie, de mama, soacra, bunicele erau acolo, deci n-am lăsat-o la greu. Plus că era lângă mare, la malul mării, zilnic plimbări pe plajă, n-a fost chiar atât de rău. De data asta ți-ai organizat agenda astfel încât, nu știu, să fii pe acasă? Problema este că îmi place să stau acasă și mă deslipesc foarte greu de copil în viitor și de copii. Faza e că mai trebuie să mă mai duc și la muncă. Eu, ca artist, sunt într-o perioadă în care n-am niciun fel de inspirație. Dar cineva trebuie să meargă la muncă, pentru că Bianca oricum deja se sacrifică, pentru că stă acasă cu copilul. Aș face și eu același lucru, dacă mă credeți, dar n-am încotro, trebuie să mă duc la muncă. Asta înseamnă să mă duc să scriu cântece, să compun, să fiu inspirat. Și nu sunt, că sunt artist. Nu. Vrei să vină inspirația. Îmi e greu să mă dezlipesc de fetele mele. Și asta poate fi o problemă în viitor. Ne-am dat seama că să fii părinte e oricum greu. Cu 2 copii o să fie și mai greu. Și oricât ai pregătit pentru treaba asta, nu te poți pregăti niciodată pentru asta destul. O scoatem noi la capăt, nu am niciun fel de emoție. Până la urmă, și ca artist și muzica, poate să fie despre ceea ce simt eu și ce trăiesc eu acum. Că e bine, că e rău, eu o să scriu despre ceea ce simt și mergem înainte.